Bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei, și Hristos s-a înălțat! Astăzi este o sărbătoare mare, sărbătoarea tuturor creștinilor. Astăzi Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri și spune și noi tuturor Hristos s-a înălțat. Trebuie să fim mai buni. Acesta spune că de fiecare dată trebuie să fim mai buni, trebuie să fim mai îngăduitori, mai iubitori față de semeni și atunci când greșim să nu uităm să spunem iartă-mă sau îmi pare rău. Sau să spunem te iubesc. Pentru că mai rar am auzit în zilele de azi să spunem iartă-mă, te iubesc, scuză-mă sau vorbe acestea care nu ne este dor. Și este ziua și eroilor și nu de aceea am chemat alături de mine pe un om pe care îl iubesc tare, tare mult și mulțumesc pentru că s-a trezit în această dimineață. Vine din Maramureșul nostru drag și istoric. N-a venit cu horincă de această dată, dar mi-a promis că data viitoare va veni cu mare drag. A zis Adriana, e sărbătoare, lăsăm horinca deoparte și vorbim așa cam ce trebuie, pentru că suntem creștini adevărați, suntem iubitori de tradiții și nu numai. Este vorba de Ionuț Sidău, îi spun și eu, Hristos s-a înălțat? Adevărat că s-a înălțat, mă bucur să fiu în această emisiune, în platou EMI TV. Mulțumesc Costică Măgureanu și soției, Vera Măgureanu. Sunt onorat și bucuros să reprezint Maramureșul la voi la televiziune, să spunem tuturor românilor Hristos s-a înălțat, să urăm la mulți ani urmașilor eroilor noștri care astăzi se sărbătoresc, pentru că este ziua eroilor și trebuie să-i cinstim, să ne aducem aminte mai mult de jertfele lor, de lucrurile frumoase care le-au făcut pentru țară, pentru România. Ne vom aduce aminte cu ajutorul invitațiilor mei din această dimineață de eroi noștri, care ne aducem cam rar cei drept, ar fi să ne aducem mai des aminte de cei care au făcut mai multe pentru țara noastră. Sigur că da, și n-aș vrea să uit, Adriana, scuză-mă, este ziua nașului meu, părintele Emil Cărămizaru, de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, din centrul capitalei. Poate într-o bună ziua să vii și cu părintele. Sigur, ar fi minunat să-l invitați, pentru că este un părinte, un om deosebit, care a studiat foarte mult, a fost director Institutului Teologic de la Giurgiu, e doctorant în istorie, are ce să vorbească și pe lângă toate acestea are niște calități extraordinare, o voce superbă, superbă. Să mergeți cu toții la biserică, la Sfântul Gheorghe, să ascultați slujba prezentată de dânsul. La mulți ani, nașule, Doamne ajută! La mulți ani, Doamne ajută! Spune și lui Hristos s-a înălțat, Ion Petre, tramvaiul numărul 1! Unde ne duce? Adevărat s-a înălțat, tramvaiul numărul 1 este în depou de data asta și acolo va rămâne. Pentru că după 32 de ani de zile de activitate, ia ajunge săracul și este o zi de o însemnătate istorică mare, sigur. Așa că este. Da. Ce să spun, mulțumesc familia Măgureanu, mulțumesc ție, mulțumesc Emil Badea, mulțumesc tuturor care au pus umărul la această televiziune ca noi să fim aici și să ne prezentăm câte cele noastre frumoase. Bun, mergem mai departe, pentru că din Italia vine Ioana Sultani, care pentru prima dată, da? Da, bună dimineața. Bună dimineața, fără soție. Hristos a înălțat. Adevărat a înălțat. Sigur că da, am venit singur de această dată, că am niște afaceri pe aici prin București și am venit cu sufletul deschis și cu mult drag la frumoasa emisiune a dumneavoastră. Să aduc și eu acolo voie un cânteșel și voie bună din străinătate, din Italia, și ziua de astăzi o dedic special tuturor românilor din diaspora și fraților mei care iubesc foarte mult. Bun, vă mulțumesc frumos pentru. Noi vă mulțumim că ați venit în această dimineață și taraful meu minunat, taraful frații Vasile, condus, bineînțeles, de profesor Eugen Vasile. Ieri mi-a adus deja un elev talentat, Marian Tudor, și mi-a promis că îmi va mai aduce pe parcurs elevi, dar și nepoții. Am înțeles că și ei cântă până dimineața. Bună Hristos dimineața. S-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Cu voie bună și în această dimineață. Bună. Da, mai ales că aseară am visat un cântec care se chema Nazaret, Nazaret. Pe bune? Da. Și? Ne cânta și eu? Păi nu, am reținut doar cuvintele Nazaret, Nazaret, dar... Deci, înseamnă ceva, da? Da. Bun, Dumnezeu v-a trimis așa un semn. Da. Bine,
Vasile, Gheorghe Bordeanu, bună dimineața, Nea Vasile! Sărut mâna și ce bine v-am faceți? Mulțumesc, bine, bine, de ieri până azi nu ne-am mai văzut. Sigur că da. Multă vreme a trecut. Din ce în ce sunt mai vesel, mă încarc cu multă energie când vin la EMTV. Da, pentru că la noi e altceva, nu? Este altceva, sigur că da. Ne era dor așa de dumneavoastră, mi-era dor de invitații mei, bineînțeles, unii pentru prima dată la noi la EMTV, dar sunt sigură că vor veni mai des la noi. Și acum, doamnelor, să spun așa, noi suntem invidioase pe tine. Păi de ce? Păi nu mai dubne în această dimineață, da? Deci eu sunt răsfățată, mi-au făcut cafeluța, au venit cu melodii frumoase pentru mine, dar și pentru telespectatoarele noastre, da? Eu nu ți-i dau. Bineînțeles. Ia vină lângă mine, eu nu ți-i dau, pentru că vreau ca tu să fii primul cel care deschide această minunată emisiune cu voie bună, da? Cu mare drag și te rog frumos să-mi permis să mai dedicăm toată emisiunea unui prieten foarte bun, un moroșan care locuiește la Timișoara, un patron de firme de construcții care construiește o bază sportivă la Baia Mare, Gabi Iusco, un om de afaceri prosper care dă de mâncare la mulți, mulți angajați și la multe familii. Cred îl salut frumos. Cu tot dragul și salut pe toți maramureșenii. Domnul Gabi Iusco, de la când Timișoara, doriți dumneavoastră de la Timișoara, venim și vă facem o vizită, poate facem o filmare pe acolo. Cu mare drag, sigur. Nu? Domnul Gabi Iusco, vă salutăm, vă îmbrățișăm cu tot dragul și să vă țină Dumnezeu neravul așa. Este o vorbă la noi în bătrâni, din bătrâni așa, mă cred o bătrânică acum, care spune, domnule, trebuie să te țină neravul așa, să faci bine. Nu e așa, domnul Ion Petre? Așa. Este bine să facem bine, pentru că rău sunt sătui. Și se mai spune așa, este loc sub soare pentru toată lumea. Absolut, da. Adică, referitor la vorba ta, să fie în arabul la noi, Maramureș, se spune să fie în Dumnezeu obiceiurile. Vedeți, fiecare câte bordei, atâtea obicei. Așa. Nu? Nu știu, acum obiceiul în Italia, domnul Asultanei, cum se spune, care, ce obicei este? Aveți un obicei anume? La microfon nu avem. Așa. În Italia este, sigur că da, un obicei, dăruiește așa. Că vei avea. Fii bun, că Dumnezeu te va binecuvânta. Și Ion Petre, ia spune domnul Ion Petre la dumneavoastră, ce obicei? Știi ce se întâmplă? Obiceiurile tot de la oameni sunt, da. Pentru că așa este. Dăruiește și vei fi mai bucuros în suflet. Da, e bine să dăruiești, să nu aștepți nimic înapoi. La Nea Vasile știu care e obiceiul, cântă și veselește oamenii. Cântă toată ziua, nu contează că mergem la birt, că suntem acasă, că mergem, nu, Eugen? Cântă. La școală, uite, Eugen e mai serios, la școală, domn profesor, păi da, normal, domn profesor, într-adevăr. Ce cântăm, Ionuț? Da, am ales o melodie frumoasă de pe ultimul album. Recent am lansat un album nou, care se numește Am zânit cu drag la voi. Ah, cât de frumos! Am zânit cu drag la voi. Prima melodie asta. Prima melodie din această dimineață. Deschidem acest frumos matinal cu voie bună. Cu voie bună să începem. Sigur. Ionuț, ți-i dau, te invităm la cântat să-l ascultăm cu mare drag. Cu drag la voi, mă, să vă petreceți cu noi, mă. Și-om petrece și-om cânta și de greu o mai uita, ca și la noi păiza, mă. Cu veselie la oameni de omenie și ne deștideți poarta ca să vă orim hoarea ca și la noi pe maramă. Să mână să adună și horesc cu voie bună. Așa ne-am adunat noi ca să horim pentru voi, dar să nu uitați de noi, mă. Mulți ani paharul sus, mă,
iubească cine l-a pus, mă. La mulți ani cu sănătate, de mult bine să aveți parte, de mult bine să aveți parte. Neamul meu moroșenesc, mă, cât o-i trăit e horesc, mă. Când eu nu ai mai si, te-a horiam ne-i copti, te-a horiam ne-i copti, mă. Mulți amnim că ne-ați primit, mă, și horea ne-ați auzit, mă. Mulțumim gazdă frumos, să trăiască neamul nos, că-i harnic și falos, mă. La mulți ani cu sănătate, de mult bine să aveți parte, de mult bine să aveți parte. La mulți ani cu sănătate, de mult bine să aveți parte, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, le spunem și noi prin cântec, le-a spus Ionuț Sidău. La mulți ani și pentru domnul Emil Badea, patronul acestei televiziuni, care... Da, în curând va veni ziua dânsului, într-adevăr. A făcut un lucru minunat. Așa este. Pentru toți românii și a realizat ceva, cum să zic eu, faptul că promovează folclorul românesc și tradițiile este o mare, mare calitate. Așa. Felicitări, este, domnul Badea, și la mulți ani din tot sufletul. Bun, mulțumim din suflet, eu nu ți dau. Domnul Virgil, ce faceți, domnule? Ha? Ce să fac, sunt tare, un pic emoționat, că e prima dată în acest frumos studio televiziv. Așa. Deși am fost la foarte multe emisiuni, multe televiziuni și a străinătății, sunt acel român care am reușit să intru și pe Mediaset, canalul 5 al lui domnul Silvio Berlusconi, să fac telenovele. Ius. Am intrat pe televiziunile RAI și acum sunt regizorul unui film care sper că bunul Dumnezeu va da să am mare succes la Festivalul de Veneția și chiar și la Hollywood. Scurt metraj sau lung metraj? Este un lung metraj. Am făcut prima parte, am un trailer, l-am adus, l-am prezentat într-o televiziune națională. Și mai am încă filmări, mai am încă 10 zile de filmări. Și ce ne puteți spune despre acesta? Este o istorie foarte frumoasă, o istorie care se întâmplă în viața reală, o istorie despre legiunea franceză, despre Camorra, mafie, unde am și un actor care, Giuseppe Cascella, care a jucat în filme cu Silvio Stallone și cu Gabriel Garco. O istorie reală, o să vedeți cu timpul că va apărea pe televizor. Dacă aveți nevoie de actriță, mă bag. Sigur, sigur că da, cu cea mai mare plăcere. Chiar păi nu, o actriță frumoasă ca dumneavoastră. Nu mi-a stricat în film, pentru că am și femei frumoase în film. Așa. Avem actrițe, avem români care au pus mult suflet în filmul frumoase, meu. Ați văzut modelina Ghene? Sigur, sigur. Frumoase, nu? Sigur, sunt foarte frumoase. Și avem în film și români care au pus mult suflet în acest film, care la filmări au venit cu inimă, cu suflet, să putem reuși să ducem România acolo la Hollywood, unde trebuie. Cât de frumos! Dumneavoastră aveți și o poveste așa interesantă, invitații mei nu știu, poveste interesantă, cum s-a cunoscut domnul cu soția, domnul Virgil. Sigur. Da? Ia spuneți dumneavoastră. Sigur, sigur că am o poveste, pentru că mă știți așa bine. Normal că mai am fost la emisiunile dumneavoastră în alt studio televiziv. Sigur, aveam un cal și îl trimiteam la păscut peste drum unde nevastă mea, da, ca să pot să o agăs pe nevastă mea, sigur că da, cum se spune acum, trimiteam calul, du-te mă încolo și mănânc acolo, că nevastă mea să nu ieși afară din casă. Să înțeleg că era iubitoare de animale, da, mai ales sigur, de cai. Sigur, nevastă mea când vedea calul ieși afară, că eu mă duceam și făceam gălăgie să iau calul, să-l aduc înapoi, acolo la Telciu, la deal, pe Săgătură. Deci el a fost de legătură așa, păi calul. Da, sigur că da, sigur că da. Cum îl chema acolo pe cal? Nu mai știu, nu mai uitat, au trecut ani. Urmai, avem 23 de ani de când suntem căsătoriți. Aveam o fetiță de 21 de ani. Oh, să vă trăiască. Avem ginere, Marinela, o salut, de acolo, așa, din Italia, că ne urmărește. Pe nevastă-mea o salut și pe ginerele meu.
Urmai, anii au trecut, îmbătrânim și... E, lăsați... Nu, nu se spune îmbătrânim, care... avem experiență. Nu, experiență, nu. Bă, că așa e mai nou. Uite, spun tu așa. Ai agățat-o pe soție cu calul. De exemplu, eu nu se dă. Cum ai cucerit-o? Că a agățat sună urât. Cum da, ai cucerit-o pe în primul rând vreau soție? Să-i dedic toată emisiunea soției mele. Așa. Ileana, pentru că recent am împlinit 4 ani de când suntem împreună. Cât de frumos, la mulți ani. La noi este o poveste foarte frumoasă, am mai spus-o, dar noi ne-am cunoscut la biserica unde nașul nostru slujește, așa, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, și de atunci ne-am îndrăgostit și am rămas frumos, împreună. Și avem o fetiță de 3 ani și 2 luni. O superbitate, am văzut. Sigur, și să venim în emisiune pentru chiar că e foarte talentată și are atracție, da? Către muzică. Sigur. Bun, de-abia așteptăm. Domnul Ion Petre, dumneavoastră, cum ați cucerit? În afară de muzica populară, o altă pasiune a mea este fotografia. Așa. Și la vârsta de 17 ani am mers undeva în județul Buzău la o nuntă și aveam un aparat de 70 de lei, mi-amintesc atâta era atunci, cu film, cu așa, și făceam poze la o nuntă. Erau mulți tineri acolo. M-am trezit acasă la București cu o scrisoare, atunci era cu plicuri, cu stimate cavalere, dacă ai făcut pozele să trebuie și mie, sunt nuții. Acum eu nu știam din 20-30 câți erau acolo, cine-i nuții. Da. Și ulterior urma să fie soția mea. Dar așa nu e așa că era mai frumos înainte când cucereai o femeie decât acum? Nu e așa, Ionuț? Da, așa este. Pentru că trebuia unii să... trimiteau telegrame, erau altceva, nu? Da, viața se schimbă și apar fel da, de da, fel de... Da, dar respectul rămâne. Da. Trebuie să rămână. Eu propun tuturor să meargă pe acele obiceiuri și tradiții mai vechi, pentru că erau mult mai frumoase și mult mai trăitoare, să spun așa. Așa este. Te bucurai mai mult de viață, te bucurai să o inviți de mai multe ori, să te întâlnești, să discuți la o cafea, la un suc. Acum, din păcate, nu mai. Se rupeau mai multe perechi de papuci înainte, da? Se găseau greu papucii. Acum sunt mulți papuci, femei multe și se cucerește mai ușor. Dar era o dragoste femei. Adevărată mai de mult. Acum să-i dragoste două trei zile, ne poate spune luni. Dragostea aia cum era, nu? Nea Vasilie, ia dați-mi puțin microfonul. Așa, ia Nea Vasilie, spuneți dumneavoastră. Dumneavoastră aveți experiență cea mai mare dintre noi toți de aici. Cum ați cucerit-o dumneavoastră pe Iulian? Păi soția mea am cucerit-o simplu. Cum? Și repede și aolo. Direct. Păi nu... Eram la București. Așa. Eram la ansamblu, la orchestră. Aveam vreo 19 ani. Și zic, hai să mă duc și eu pe la țară, satul meu, pe la părinți, la Mărgineanu, Mihăileș Buzău, că sunt buzoian de loc. Și un prieten de-al meu, un coleg care cântă și el la acordeon, zice... Păi, vărule, ai mergi cu mine la un bal? Cum se zicea înainte, bal, nu discotecă. Mergem. Dar zic eu să-o întreb pe mama. Aveam 19 ani. Normal, n-aveai voie. Tata era plecat la nuntă, fiind lăutar. Te întreabă pe mama, că nu știu dacă mă lasă. A făcut el ce a făcut și a vorbit cu maică-mea și a zis da. Ne-am dus la bal, acolo, tot în județul Buzău, la un cămin cultural. Acolo cântând și eu frumos, că era în trecere și între muzicanți, între lăutari. Vă mai aduceți aminte ce ați cântat atunci? Ce melodie? Parcă mi-aduc aminte un tango. Se cântau tangourile celebre. Da. Hora se cânta. Și cântând acolo, cineva, o rudă din partea soției, zice, nu vrei să o cunoști pe o nepoată de-a mea? Păi zic, da. Cum am văzut-o, mi-a și... A fost dragoste la prima vedere. M-a atras. Dragoste la prima vedere. Într-o lună am făcut și nunta, după aia ne-am pus pe treabă copii. 4 copii. Pe treabă. Ce, domnule? Felicitări, maestre. Mulțumesc. Peste 2 ani fac 50 de ani. 50 de ani de căsătorie. Vreau să-ți spun un obicei tradițional din Marea Mureș. Deci atunci când eram noi tineri și ne pregăteam să devenim feciori. Deci trebuia să înveți niște lucruri, niște etape. În primul rând să știi să lucrezi ceea ce se lucra în gospodărie acolo. Pe urmă învățam să jucăm. Eu am învățat mai repede pentru că am fost la ansamblu de dansuri de la copiii de la școală. Și ca să înveți să joci, ne spunea părinții, trebuie să înveți să joci ca atunci când te duci la joc sau la nuntă,
să știi să joci nevasta sau prietena, să nu stai să-ți o joace altul. Exact. Înțelegi că dacă, ești, grijă. Dacă ești, nu știi să joci, te uiți cum ți-o invită altul la joc și stai și lângă perete și o pierzi. A, am înțeles. Deci asta era condiția. Asta e cel mai... Să știi să joci prima dată. Cât de frumos, cât de frumos. Învățam cu toți copiii să cântăm, să jucăm, să strigăm strigături. E dur de să ne îmbrăcăm astea. În costumul popular. Era o bucurie pentru se noi. Se mai când... poartă tradițiile acum? Absolut, sigur. Da? Sigur. Bine, acum majoritatea tinerilor sunt plecați în străinătate, dar toți din Marea Mureș când vin acasă se îmbracă în costumul popular, se duc la biserică. De frumos. Creștinismul e pe primul loc la Marea Mureș. Și după aceea la jocul satului. Bun. Domnul Virgil, veniți lângă mine pentru că trebuie să și cântăm, domnule. Am vorbit, gata. Sper că mi-am plictisit pe cei de acasă, nu? Sigur mai vorbim că după da, aceea. Sigur, sigur. Ce melodie avem de la domnul Virgil? Avem două melodii. Am venit cu voie bună. Cred am venit cu voie bună, da, prima melodie. Păi dacă e voie bună, matinal cu voie bună, să te ascultăm chiar acum. Mulțumesc. Sultane, noi nu spunem hai bună seara, noi spunem hai bună dimineața, sigur, cum să nu? Da, bun, sigur, mulțumim sigur, din suflet. Mergem mai departe la Eugen.
Pregătit, Eugen, te văd așa trist, nu știu ce-i cu tine, te-ai trezit greu în dimineața asta, Eugen? Nu sunt trist, sunt... Nu? Ești atent acolo la... Atent, așa sunt artiștii mari, mai... Mă gândesc la muzică, îmi merge capul totdeauna și când vorbesc acum, melodiile îmi sună în minte, tot ce creez, tot ce cânt, da. Cum am creat următoarea melodie, Dansul Mirilor, o melodie frumoasă care o dedic tuturor mirilor pe anul 2022 și... Îi aștept să ne sune, să ne caute pe Facebook Eugen Vasile, pe YouTube Eugen Vasile, tatăl meu Vasile Gheorghe Buzoianu. Așa. Și sper să le placă această melodie care le-o dedic tuturor. Auzi, Eugen, apropo de Dansul Mirilor, că toți de aici au fost la multe, multe și nunții o să intre pe fiecare în parte. Ți-a întâmplat așa ca să fugă mireasă să nu se mai întoarcă? Mi s-a întâmplat ceva și mult mai frumos. Ieți. Mi s-a întâmplat ca socrul mic să-mi spună dacă vreau să mă căsătoresc cu... fata lui, pentru că nu-i plăcea de generică. A, foarte tare. Adică foarte să o iau chiar noaptea aia. Așa? Și ce ai făcut? Mi-a fost frică, că normal. Cum să fac așa ceva? Aoleu. Da, cu toate că era foarte frumoasă. Îți dai seama, Ionuț? Cu toate că era foarte frumoasă, dar n-am putut să fac gestul ăsta. Aoleu. Da. De ce? Nu ți-a plăcut ceva la ea sau ce? Nu că nu mi-a plăcut, era foarte frumoasă, dar am zis cum să fac eu așa ceva, dacă mă puneam în locul celălalt. Așa este, da, să nu... Ionuț, s-a întâmplat, ia zi. Nu, sincer, nu. Nu, altceva, nu neapărat vă asta. Vă spun eu dacă e. Da? Ia, nevastele. Cântam la o nuntă în București. Așa. Ani în urmă eram cu Taraful, cu Eugen, cu Valentin, cu toți. Și o nuntă frumoasă pe la 12, după 12 noapte, așa, cum tradiția, hai că s-a furat mireasa. A plecat. A trecut o jumătate de oră, o oră, două, trei, patru, s-a făcut 5 dimineața. Mireasa n-a mai venit. Bă, n-a mai venit bine. La mireasa. N-a mai venit deloc? Deloc n-a mai venit. Pe cuvânt. Și noi ne uitam, băi, zic, aici o să întâmple ceva ciudat, nu e bine. Dom'le, mai stăm? Mai stați puțin. Mai cântați ceva, oamenii tot sperau. Ne-au dat oamenii și au achitat datoria față de noi, mireasa n-a mai venit, Ginerea a rămas singur. Și păi și mireasa cu cine a fugit până la urmă? Cu prietenul lui Ginerică. De multe ori prietenii ți-o fac. Așa, da, întotdeauna nu se știe, prietenul îți face bucata. Nu-i așa, Costin Toto? Dedicate special Dansul Mirilor pentru colegul nostru, Costin Toto, care ne urmărește în fiecare dimineață. Nu are somn omul, azi că îi place foarte mult emisiunea matinal cu Voie Bună. El este operatorul nostru de seară de la colegii mei, de la Petrecem Împreună, miercurea și vinerea. Așa că toate melodiile din această dimineață ți le dedicăm cu mare, mare drag, Costin Toto. Ai înțeles, Costi? Da? Bun. Pe Costi îl știți, Ionuț, de la cealaltă televiziune. Sigur că da. Da. Păi cine nu știe pe Costi Toto? Mai ales că acum e cu experiență, că a albit tot. Eugen, te ascultăm? Da. Dansul sau Valsul Mirilor? Dansul. Dansul Mirilor, dansul. Profesor Eugen Vasile, să vă ascultăm chiar acum.
dansul mirilor. Da, i-a plăcut și colegul nostru Costi Toto că se va însura. Când? Doamne ajută! Așa? Da? Cum să nu? Mulțumim, mulțumim din suflet pentru evenimente, pentru dacă aveți copii talentați, copii care cântă instrumental și nu numai și cu vocea, apelați orgă, cu mare încredere la profesor Eugen Vasile. Orgă, pian, acordeon și nu numai. Ce vreți, domnule, să faceți cu microfon la maține, buni? Ce vrei, Nea Vasile? Zi! Această melodie... Așa? Eu n-am știut că Eugen a făcut această melodie. Acum am ascultat-o pentru prima dată. Da. Foarte frumoasă, nu că e băiatul meu, că la audio, dar mă gândeam între timp, o să compun câteva versuri frumoase de dragoste, pentru că e o piesă romantică, și să se cânte la Miri, care iubește și înțelege această melodie, pentru că e frumoasă, e de dragoste. Da, într-adevăr. Și dragostea plutește în aer. Spune, Ionuț. E foarte talentat Eugen, noi ne cunoaștem, am cântat eu pe lângă activitatea care am desfășurat-o la ansamblu Ciocârlia, am cântat foarte mult și în restaurant și într-o perioadă am cântat împreună într-un restaurant foarte, foarte bun din București, unde am bucurat pe toți românii care ne treceau pragul acolo. Cred că știu. Și eram frații de muncă în fiecare seară. Ne bucuram, nu ne-am certat niciodată, e foarte talentat și îl felicit pentru întreaga lui activitate. Foarte talentat și cu bun simț și respectos. Absolut, a învățat de la tăticul lui lucrurile. Foarte frumos, felicitări încă o dată, cu mare drag. Domnul Ion Petre, ia să vedem unde ne duce tramvaiul numărul 1. Tramvaiul numărul 1. Ia, să vedem, veniți lângă mine. Vreau în prima dată, fii atent, vreau... lângă mine, așa frumos. Am o amintire, apropo de domnul Vasile, de la o nuntă, tot așa, că a rămas... Eu sunt mai vechi un pic, a rămas în urmă. Nu, cu experiență, cu experiență. Vechi. Așa se spune. Fii atent, la mine s-a întâmplat la o nuntă, obiceiul ăsta de a se fura mireasa, știi? Mireasa avea vreo 100... trecut de 110 kg. Și o fură doi tipi la vreo 1,40 de kg, 1,45 de kg. Acum, cum este obicei, băi, ți-aduc mireasa, ce pretenții ai? Păi zice, o singură pretenție, să-mi aduceți în brațe. Vai, nu da, cred. Da, a făcut scaune așa, ce să aduci, că dacă ei amândoi aveau 80 de kg? Era deci, bine da, făcută mireasa. Era bine făcută, bine da. Făcută, așa, da, și? Că atenție mare la când furi mireasa, că se poate întâmpla, uite-te și la greutatea ta, că dacă o pune, zice, adă-mi-o în brațe și are 100 și... Ce e o problemă. Și ce au făcut? Au cărat mireasa? Au pus așa. Săraci. Ea s-a dat acolo, din metru în metru se oprea. Cea mai norocoasă a fost mireasa. Îți dai seama. Da. Auzi, Cristi? Da. Vezi că mergi la nuntă, Cristi. Da? Bun. Și tu, Dani? Eugen, nu mai zic. Așa că, da, nu mă să nu bate, furați mireasa. Doamne rău, așa se numește piesa mea. Da, nu, așa. Adică să mă bată, dar nu prea tare. Că, adică să nu vă dea o mireasă de aia să o cărați. Da. Nu mă bate, doamne, rău, că și eu sunt tot de-al tău. Da? Bine, să vă ascultăm chiar acum. Ion Petre. Noaptea, măi, la 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 la
și ți-e gândul tot la ea, măi, la 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 la. Când nu poți dormi noaptea, măi, la 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 la. Și ți-e gândul tot la ea, măi, la 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 la. La 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 la, pe mândruța s-o iubesc, măi, la 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 la. Și să mă culce pe mână, la 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 la. O lună și o săptămână, la 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 la. Viața asta-i ca o floare, la 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 la. Da, într-adevăr, viața asta e, e ca o floare, tot la fel de trecătoare, într-adevăr. Of, da. Of, da. Suntem trecători, suntem trecători, dar atât timp cât rezistăm aici, e bine să facem lucruri frumoase, să nu ne urâm, să nu ne dușmanim, să nu ne invidiem, să nu facem nimic rău. De aceea am și spus de la începutul emisiunii că e loc sub soare pentru toată lumea. Sigur. Așa că nu trebuie să ne dăm în cap unul altuia, că e păcat. Nici vorba. Și răul se întoarce. Depinde ce trimis către univers, nu-i așa? Nu ți-i dau. Absolut, da. Mare dreptate să fim mai buni, să fim credincioși și să ajutăm pe cât putem pe cei din jurul nostru. Pentru că sunt oameni și mai nevoiași, sunt oameni cu probleme și trebuie să le dăm o mână de ajutor. Fiecare cu cât poate. Bun. Mulțumim din suflet, domnule Ion Petre. Tramvaiul e bine? E la depou? Stă la umbră. Stă la umbră, da? Stă la umbră. A venit soarele acum, da? Da, da, da. De ce râdeți, domnul Virgil? De ce râdeți? Place emisiunea. Vă place, nu? Vă simțiți bine la noi în emisiune. Stați comod acolo, că multă lume zice că nu prea stă comod. Prima dată când a venit eu, Nicu Datcu acolo, chiar acolo a stat în locul dumneavoastră, știți că s-a dat... Da? E bine. Ionuț, vino lângă mine. Cu mare drag. Te rog din suflet. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Astăzi e o mare sărbătoare creștinească, dar totodată e și ziua eroilor. Și prin activitățile care le-am făcut eu acolo unde am lucrat o mare perioadă de timp și am coordonat activitățile și le-am organizat, am cinstit în fiecare an această zi, ziua de înălțare, ziua eroilor, printr-un spectacol organizat în cinstea lor, cu cântece românești, cântece patriotice, pe care le-am dedicat lor și în semn de recunoștință pentru tot ce au făcut pentru poporul român. Eu nu știu dacă ar fi să dăm timpul înapoi. Ai mai face ceva ce... sau regreți că ai făcut? Acum, ce să zic, eu sunt bucuros și de multe ori am mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a ajutat să fac o carieră artistică frumoasă, spun eu, să ajung acolo unde mi-am dorit, la cel mai bun ansamblu, cel mai reprezentativ din România, ba mai mult să-l și conduc. Am venit din Maramureș, de pe Valea Izei, un copil sărac, am învățat foarte mult, am făcut foarte multe studii, încă mai am determinat acum o... mai am o etapă foarte grea, dar am fost ambițios, am fost muncitor, am fost serios, contează foarte mult și în cariera artistică. Vorbeam cu Costică Măgureanu cât de mult înseamnă să-ți respecti cuvântul, dacă ai promis că vii la o emisiune, păi să vii, Doamne iartă-mă, că nu, sau spui din capul locului, nu pot să vin. Contează foarte mult, seriozitatea unui artist este pe primul loc, la fel cu talentul și cu vocea. Așa este. Și faptul că eu am fost așa mai muncitor, Dumnezeu mi-a rânduit să conduc o instituție foarte importantă, să fac turnee mari în țară și în străinătate, să-i reprezint pe români cu cinste și le dedic
toate cântecele frumoase și toate emisiunile de la EMI TV pentru toți cei care ne privesc. Pentru că la iar noi ție mult e succes, altceva. Doamne e altceva. Ajută, la EMI TV e altceva. Încă o dată vrem să mulțumim și noi priceputul pentru bucatele alese. Vrem să mulțumim lui Vasile Cozonac și bineînțeles vrem să-i mulțumim lui Ilie Clement, care de fiecare dată când avem nevoie de ajutorul dânsului apelăm la Ilie Clement și ne ajută cu mare, mare salutăm drag. Cu drag, îi salut și eu, îi cunosc. Și îmbrățișăm, da, sunt oameni minunați, oameni care atunci când pui mâna pe telefon, ei sară în ajutorul nostru. Vă mulțumim încă o dată, Nea Vasile Cozonac, priceputul și, bineînțeles, Ilie Clement. Toate melodiile din această dimineață vi le dedicăm cu mare, mare drag. Și cu mare, mare drag, Ionuț Țidău, te invit la cântat. Să ne bucuri așa. Cu mare drag. Cred că urmează un cântec patriotic pe care eu l-am creat pe penultimul album și îl dedic tuturor celor care sărbătoresc astăzi și cu ocazia Zilei Eroilor. Și tuturor românilor de pretutindeni. Absolut. Noi așteptăm un balsam în țară, pentru cei care sunt plecați în străinătate și ne urmăresc acum pe EMI TV. Ionuț Țidău. Se știe că românii în țara lor vor în pace să trăiască sub înaltul tricolor. Mândră țara românească, noi cu toții te iubim, din Carpați până la mare, astăzi te sărbătorim. Doamne Sfinte, țara mea și neamul meu, pe român din lumea mare, că uniți vom fi mereu. Mândră țara românească, noi cu toții te iubim, din Carpați până la mare, astăzi te sărbătorim. Mândră țara românească, noi
toți te iubim. Din Carpați până la mare, astăzi te sărbătorim. Noi cu toții te iubim, mândră țară românească, trebuie să ne mândrim oriunde mergem în această lume și pe oriunde colindăm, să ne mândrim că suntem români. Sigur că da, și aș vrea să adaug la ceea ce am spus și prin cântec, cea mai mare calitate a noastră a românilor este faptul că suntem uniți cu toții, indiferent de zonă, suntem transilvaneni, suntem olteni, munteni, bănățeni, moldoveni, dobrojeni, strămoșii noștri așa au hotărât să fim uniți cu toții, să respectăm tradițiile și tot ce ne reprezintă pe noi aici în acest spațiu, în jurul Carpaților. Un popor frumos, cu atâtea bogății, cu atâtea resurse naturale și mai ales cu această bogată valoare pe care avem folclorul și tradițiile românești. Bun, mulțumim pentru cuvintele frumoase, Doamne ajută! Nea Vasile, ia veniți lângă mine, că urmează ca dumneavoastră să ne interpretați așa o melodie frumoasă și o melodie de suflet. Da, sigur că da, cu mare drag. Cu mare drag. O mai dedicăm cuiva melodia, sigur, să vedem. Pentru domnul Delu de la Gostile. Bun prieten, ascultător de muzică tradițională, muzică lăutărească, iubește muzica la nebunie, e prietenul nostru și fratele lui Ion. Da. Pentru domnul Marian, cel mai tare reparator de aer condiționat, da, frigidere. Nea Marian, să vină la noi la casierie. Domnul Vișa și pentru toți prietenii, pentru toți telespectatorii de la EBI TV și... Și nu numai. Și bine, nu numai, exact. Vă ascultăm cu mare drag. Cu mare plăcere. Sfricenată, bat-o Dumnezeu s-o bată, bat-o Dumnezeu s-o bată, pe Marița sfricenată, pe Marița sfricenată, capul scherciuma poartă. Pe la poarta dumitale, ce dor, ce chin, ce jale, măi, pe la poarta dumitale. Să fiu bine-n pa-
cum să urmești. Of, of, ce dor, ce chin, ce jale. Pe la poarta dumii tale. Ce dor, ce chin, ce jale mă. Ce dor, ce chin, ce jale măi, pe la poarta dumii tale. Și cu mândricet eraș, și cu mândricet eraș, la da la da la da la da la. Hai mă, da noi mereu la colonie, cu nuntași de omenie, mă! Frunză verde de pe coastă, mirea tare frumoasă, lai da lai da la da la da la, lai da lai da la da la da la, la da la da la da la da la. Frunză verde din părău, nici la mire nu-i stă rău, nici la mire nu-i stă rău, la da la da la da la da la. Feciori, îmbrăcați de sărbători, îmbrăcați de sărbători, la da la da la da la da la. Hai mă, dați să trăiască socrul mic, care un ginere voinic, mă! Tare că păiza e nuntă mare, lai da lai da la da la da la, lai da lai da la da la da la, la da la da la da la da la. Să mergem la cununie, cu nuntaș de omenie, cu nuntaș de omenie, la da la da la da la da la. Și mă ține și pe mine să horesc cu drag la lume.